Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, preferata? Cel mai bine faci. Cel mai bine. Doamne, cum este să fii în topuri așa oricum? Nu, cum este să intri la radio și să se audă piesa ta? Alo Adi. Alo Adi. Alo Adi. Pe care am fost și eu invitată. Așa, și mai ești invitată pe alte piese în perioada ce urmează? Mai cred că invit eu oameni pe alte piese. Bă, chiar nu mă așteptam. Mai mulți oameni îmi zic că n-am voce și acum pentru că tu garantezi, o să zic că toată lumea că am. Da, chiar te rog. Eu îți promit că nu mai pot. Julia a zis din complezență când am venit, zice, bă, hai să facem o piesă, știi? Da. Ar fi drăguț, da. Nu, am zis văzut că poate te oprești. În fiecare zi am văzut cum mi se schimbă. Doamne, cred că am făcut o prostie, cred că glumea. Dar tu ai făcut vreodată chestia asta? Doamne, nu. Nu? Nu. Adică ești înconjurat de atâția oameni din muzică și n-ai făcut niciunul, nu ți-a oferit această șansă? Nu, de când voi oferi eu, dragul. Nu cred, vrei să fiu... Hai, că știu să lucrez și logic. O să fim ca Bendeac și Delia. Hai. Știi, când și așa. Nu, trebuie să ne găsim o nouă identitate. Holly și Andrei. Holly. Normal. Holly Andrei. Holly Andrei. Niciodată Holly Andrei. Sfântul, niciodată nu merge Holly lângă Andrei, dar mai bine Molly Andrei. Na, fiecare cu preferințele lui. Bună dimineața. Ei, bună dimineața, într-adevăr. Nu, o să scot și o piesă. Chiar o să scot o piesă. Are o piesă foarte drăguță. Dar e despre mine. Așa îmi zic, Tirgen, bine mă, lăsați-mă că o să scot eu o piesă, o să vă arăt. Nu mă, pe bune, așa e gata. Dai, nu? Îți arăt, e gata. E gata? E foarte tare. Pe digeală. Da? Da. Ok. Mi-ar plăcea să aud în premieră. Doar azi, la Virgin Radio. Ah. Am mai fost, dar n-a știut nimeni. Am mai fost, dar n-a știut nimeni. Pe bune. De multe ori. De multe ori. Și acum am zis, ce fraier sunt. Tu faci un playlist și nu primești niciun răspuns, nu? Da, păi nu. Totul lumea schimbă canalul că nu, nu am spus că e piesa nu mea. Nu zice, ai nu spus? Dai mai multe. Nu. Păi nu ai spus, acum tocmai. Acum am zis că mai ai făcut tu să zic, uite păi și... Dar nu știe nimeni care e piesa. Da, mă rog. Am dubii în acest sens. God. Bună dimineața. Nu o și cânta acum, te rog. Lăsați-l mă să te indigi. Hai mă, râdeți de mine... Bine, frate, când o să fim, vă salut de pe internațional, o să vă salut. O să direct. Direct. Okay. O să vedeți, o să ne căutăm prin alte țări. Mamă, ne mai întâlnim prin aeroport. O să vrem noi un remix de la Andrei. Asta când plecați în vacanță. La mine o să fie doar o zi obișnuită. Andrei semnează. Andrei semnează. Unde să semneze? Nu contează, doar semnează. Adu-mi un pic. Oh God. Bună dimineața tuturor, 8 și 7 minute, gata cu asta, trecem la lucruri serioase. Așa. De exemplu. Tot ai fost zi. Colega lui Andrei. I-am povestit toată faza. Mai lăudat sau Nu. Uite, oamenii trebuie să știe. Mă mai întrebau oamenii, băi, cu cine o să facem misiunea? Cu cine? Am povestit afară. Băi, cu cine o să facem misiunea? Și eu știam de la un moment dat că o să fie Julia. Așa. Adică știam de ceva timp, cu mult timp înainte. Și doar nu am putut să zic. Cum se mai întâmplă? Voie. Da, nu aveam voie. Și ai zis să mă bași pe mine la înaintare. Și mă întreba unii oameni, și am mai zis. Zic, la un moment dat zic, bă, dar ce să zic? Bă, cu cine mă înțeleg bine? Cu cine am așa dar nu chem. Mire? Cum se pune? Nu, scuze. Hai, mă, ce? Mă, dar poți să vii când vrei tu aici. Nu, dar chiar sunt aici foarte des. Da. Chiar sunt aici foarte des. O dată pe lună, da. O dată până nu-i des. Puteai să fii mai des. Și bine, le-am spus oamenilor că holy moly. Și după aia a fost și așa. Și care au fost reacțiile, domnule? Ah, da. Da? Știu, m-am prins. Mulțumesc. Atunci înseamnă că mi-a ieșit. Oamenilor le-a plăcut ideea. Deci nu a fost, nimeni a zis. Și dacă zicea, oricum nu ziceam. Nu puteam, cum era să zic? Să vrei să zic după aia să te duci acasă la ei? Să mă duc acasă la mine și să plâng. Unde? Tu plângi? Nu. Ah, gata, ai trecut de la fata cu biciul la... Stai, revenind la această nebunie și faptul că ați făcut o pereche foarte bună atunci când Holy Moly a fost aici în studioul Virgin Radio și a făcut breakfast cu tine. Eu am o provocare. Deja am... Wow! Fii atent, vezi? Zic că-s competitivă, zi! Hai că minte! Eu vreau să știu, pentru că sunt absolut convinsă că dai foarte multe interviuri, dar... Dacă acum, uite, trebuie să-i pui tu o întrebare lui Andrei. Ce, mă? Să îl intervievezi tu pe Andrei.
Da, așa. Așa, și să pui o întrebare din asta care să fie incomodă, dar care să nu îl supere. Da, mă, și nu, că dacă mă duc, mă duc departe. Du-te departe, haide, fata mea, sunt pregătit. Dar vrei să mă duc la modul de... Come on, Holly, let's go, Molly. Din nou în engleză. Cumva ai ales industria aceasta și ai ales să fii prezentator de radio, pentru că doar așa te poți apropia de oamenii cu adevărat importanți. E o întrebare foarte bună. Da, tocmai de asta toți vin către mine. Bravo! Yeah! Bravo! Aplauze, vă rugăm! Așa că nu m-am dus niciodată, eu am fost mereu în studio. Yeah! M-am scos frumos! Foarte tare. Zici că mă simt ca un arbitru. Haide, mă, nu, vezi? Dar mă bucur foarte mult, să știi, uite, n-am putut să le zic oamenilor de Giulia, dar când au aflat, au fost aceleași reacții. Deci, amândouă, putea să fiți colegile mele. Acum, da. Veronica ascultă acasă și are foarte o păpușă voodoo, de-aia m-a luat spatele. Da. Na, nemernicule, ce zici? Unde-i Vero acum, mă? Exact. Exact. Așa nu, că, doar vă rog, de Vero. E ok. Da? Să sperăm că suntem safe. Ascultă banda martor, orice zic pe post, Veronica știe, nu există. Știe tot. Nu, te Holy Molly este într-un studio, Virgin Radio România, maratonul lui Nicolae continuă. Dacă aveți întrebări pentru Holy Molly de orice natură, 0734 3 de 6 3 de 0. Amândoi muncesc unde alții se distrează. Asemănarea dintre un DJ și ginecolog. Pam, pam! Nu cred că era cam de vreme să spunem asta. Pe da. Post, e ok. Vrei să ne jucăm ceva? Hai să ne jucăm ceva! Hai să ne jucăm, copii! Haideți! Ce este acesta, Andrei? Acesta este un bol. Ce crezi că avem înăuntru, Andrei? Avem bilețele, că nu avem bani. Oamenii bogați au bani în bol. Copiii bogați nu mănâncă cereale cu lapte, mănâncă bani cu lapte. Da. Vreau să știu, pentru mine acel bol? Da. Exact. E un joculeț foarte simpatic, se numește Ruleta Genurilor Muzicale. Mamă, când eram mici jucam ruleta rusească, dar nu jucăm cu genuri muzicale. Se vede. Așa că să îți dau ție acest bol. Mulțumesc. Ia. Ok, deci eu trebuie să aleg ceva de aici. Da. Un bilețel. Și dacă vrei să ne cânti, să-ți alegi o să ne piesă. Am ales bilețelul. Ia, ai ales. Bilețelul dacă se ales, deschide și dacă ales manele din prima. Ce ai ales? R&B. R&B. Da. Oh. Trebuie să fac o piesă R&B. Da. Ce-ți place ție? Un refren acolo. You don't have to say what you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance for you and me. And never be. Don't make us hard about it. Justin Timberlake. Wow! Dar stai, mă, așa sună vocea ta. Deci cântă la așa microfonul de radio, nu e? Da, mă, nu, dar la 8 și... Dar ai sunat ca Britney Spears pe final. Păi, na, Justin cu Britney au avut treabă și cumva sunt copilul. Nu-i copilul ei? Știi? Eu încerc ca să îmi bim pe amândoi în această dimineață. Wow! Mergem mai departe. 50 de lei? Nu. Mergem mai departe. Nu, mă, nu. Păi nu pe bani, mă. E un joc pe gratis. Nu. Și o negresă. Câștigi puncte. Deci mai bani. Da, da. Hai, mai ai încă 3. Hai să vedem ce ia. Hai să punem pariurile. Ce mai avem? Mai avem trap? Am găsit pop. Ah, pop. Stop coding, I don't wanna think anymore. I got my head in my heart on the dance floor. Stop coding, I don't wanna dance anymore. Nu mai știu, trebuie să iau coreografia. Aplauze, vă rugăm. Să apăsăm pe butonul ăla. Holy moly. Holy moly, na, nu mi-a ieșit asta. Mai vreau, mai am o șansă? Da. Să mai ai încă două. Nu mi-a ieșit asta. Două? Da. Mamă, ce vrăjeală are, într-adevăr. Da. Ca să ne udăm. Ai ieșit foarte bine, stai liniștită. Vă mulțumesc. Am mai luat bilețe. Muzică populară. Muzică populară. Constantine. Am făcut microfonie. Da, de la... Le nu, pe... nu-mi place asta. Numai... Nu, că asta se duce mai mult în lăutărească. Să, ori să schimbăm căștile, Holly. Stai, trebuie să schimbăm căștile. Sau să le pui pe urechi pe amândouă. Nu, să le ții pe urechi pe amândouă, să nu mai lași deschis. A, bine. A făcut microfon. Yes. Alte căști?
Alte căști? Nu-mi pun alte căști, lasă-mă să mă concentrez la muzica populară. Hai, la muzica populară, dragă mea. Hai, lider, 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 lider. Are versuri? Nu știu, wow, wow, păi de ce m-am blocat? Aia. De ce nu știu? Hai, mă, cântă cu Batălvina. Dar sună Bucovina. Atât, așa, știu vibratul ăla de muzică populară. Mai zi o dată. Cântă cucul Batălvina, de răsună Bucovina. Yeah, rău, mai vreau, mai vreau încă una. Nu trebuie să-mi iau revanșa. Dar nu te opri. Ia fără pe toate. Deci să nu o chemați pe Holy Molly acasă dacă aveți un bol un cu bilețele, că le ia pe toate. Rock. Ia pica rock. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give up if I cut my arm bleeding. Yeah! Eu cred că tu ai stat cu Andrei de ieri dimineață. N-ai mai plăcat, deci că așa pare. Wow! Hai, de ce mai avem? La mai poți? Mai avem, stai, mai avem, vrei? Domne. Mai avem, cum să n-avem? Manele. Maneaua mea preferată de când m-a rănit pe mine Vali când eram mică. Valea Luciu Pic de la Gostinar. Nu știu, o să vă zic. Eu am vorbit într-un TikTok despre el. Și piesa aia, deci pe asta i-am cântat-o lui. Dar nu știa că eu... Ce ai zis tu lui Vali Holy? Tu mă vei pierde într-o zi și nu mă poți înlocui. Că nimeni ca mine vreodată nu te va iubi. Tu mă vei pierde viața mea și nu mai tin cauza ta. Odată cu mine vei pierde și dragostea mea. Aoleu, m-a luat un pic. Vali, ce ai făcut? Valentine, ce mi-ai făcut tu mie? Doamne, știu, mă, ne-a povestit într-o dimineață de Valentin. Of. L-ai iubit mult. Am iubit, mă, l-am iubit, ce să fac. Te zic să pui o melodie ca să-mi povestească și mie, să mai zic de două ori pe post.